Cinci povești budiste cu tâlc. Prima poveste. Indicatorul. Câinele maestrului Zen iubea să-și petreacă serile alături de acesta. Alerga după băți, venea și îl înapoia stăpânului, dădea din coadă și aștepta următorul joc. În acea seară, maestrul a invitat pe cel mai bun discipol să li se alăture. Un băiat atât de inteligent care devenise încurcat de contradicțiile doctrinei budiste. Trebuie să înțelegi că vorbele sunt doar indicatori. Să nu lași vreodată cuvintele sau simbolurile să stea în calea adevărului. Uite, o să-ți arăt, a spus maestrul. Apoi și-a chemat câinele și i-a zis, adu-mi luna, și-a arătat spre luna plină. Unde se uită câinele? A întrebat maestrul discipolul. Se uită la degetul tău. Exact. Nu fi precum cățelul meu. Nu confunda degetul care arată spre ceva cu lucruri spre care arată. Toate cuvintele budiste sunt doar indicatori. Fiecare om luptă pentru a-și găsi propriul adevăr prin cuvintele altor oameni. A doua poveste. Curgi precum un râu. Aceasta este povestea unui discipol care practica artele marțiale, aflat sub tutela unui mare maestru. Într-o zi, maestrul se uita cum acesta se antrena în curte și a observat cum prezența celorlalți studenți interfera cu încercările discipolului de a-și găsi tehnica perfectă. Maestrul putea simți frustrarea discipolului așa cum a mers lângă el și l-a bătut pe umăr. Care este problema? Nu știu, a spus studentul mirat. Oricât de mult aș încerca, nu reușesc să execut mișcările corect. Înainte de a controla tehnica, trebuie să înțelegi armonia. Vino să-ți explic. Au mers amândoi într-o pădure până ce au ajuns la un pârâu. Maestrul a stat acolo nemișcat câteva momente, apoi a spus. Uită-te la pârâu. Sunt multe pietre în calea sa. Ți se pare că e frustrat? El pur și simplu curge și merge mai departe. Fii ca apa. Curgi și atunci vei ști ce este armonia. Discipolul a urmat sfatul maestrului și în curând abia dacă îi mai observa pe studenții din jurul lui. Nimic nu putea sta în calea sa de a executa mișcările perfecte. A treia poveste. Echilibrul. Un călugăr bătrân, care a trăit o viață plină și activă, a fost numit preot la o școală de fete. A observat curând că subiectul iubirii era o temă centrală în discuțiile lor, așa că le-a spus fetelor. Înțelegeți pericolul excesului în orice în viețile voastre. Prea multă furie în timpul luptei poate duce la moarte. Prea mult zel în credințele religioase poate duce la fanatism și persecuție. Prea multă pasiune în dragoste creează imagini distorsionate a celui iubit. Proiecții care în cele din urmă se dovedesc a fi false și generează furia. Prea multă dragoste înseamnă a linge mierea de pe vârful unui cuțit. Dar tu ești un călugăr celibatar. Cum poți cunoaște tu dragostea dintre o femeie și un bărbat? A întrebat o fată. La un moment dat, dragă copilă, îți voi spune de ce am devenit călugăr. Povestea 4. Budismul și creștinismul. Un student care îl vizita pe Ghassan l-a întrebat. Ai citit vreodată Biblia? Nu, citește-mi, a spus Ghassan. Studentul a deschis Biblia și a început să citească din Evanghelia lui Matei. De ce te îngrijești de haine? Privește crinii câmpului. Nu lucrează, nu țes, dar nici Solomon nu a fost îmbrăcat atât de frumos. Cel care a spus asemenea lucruri, preciză Ghassan, pare un om ce a atins iluminarea. Studentul citi în continuare. Cere și ți se va da, caută și vei găsi, bate și ți se va deschide. Ghassan comentă, foarte frumos cel care a spus asta, e un Buddha. Povestea 5. Dumnezeu și aerul. Un pusnic medita lângă un râu când un tânăr l-a întrerupt. Maestrule, aș vrea să-ți fiu discipol. De ce? L-a întrebat sihastrul. Tânărul s-a gândit câteva momente, apoi a spus, pentru că vreau să-l găsesc pe Dumnezeu.
Maestrul s-a ridicat, l-a luat de gulerul cămășii și l-a târât în râu, băgându-i capul în apă. După ce l-a ținut acolo un minut în timp ce se zbătea, maestrul l-a scos din apă. Tânărul tușea și abia respira. Când s-a liniștit, maestrul i-a zis: "Spune-mi, ce-ți doreai cel mai mult atunci când te aflai sub apă?" "Aer," a răspuns băiatul. "Foarte bine. Acum du-te acasă și vină înapoi când îl vei vrea pe Dumnezeu la fel de mult precum îți dorești aerul."